Primii care au oprit lucruri la ora 8 au fost angajații care repară locomotivele trenurilor, iar lor li s-au alăturat la scurt timp impiegații de mișcare și angajații de la CFR Infrastructură. Sindicaliștii constanțeni spun că au decis să blocheze circulația garniturilor de tren pentru a da un semnal clar autorităților că nu vor mai accepta să lucreze în condițiile actuale. Salariile lor nu au mai fost negociate de câțiva ani, iar de 3 luni nu au mai primit bonurile de masă. În plus, condițiile de muncă de la CFR nu se ridică la nivelul celor din țările civilizate, iar numărul angajaților este mult prea mic comparativ cu solicitările, spun greviștii. Aprobarea statutului feroviar începând cu data de 1 aprilie 2022, așa cum a fost amânat, deși el trebuia să intre în vigoare la pe 1 septembrie 2021, salariile care sunt nenegociate, dacă vreți, de cel puțin 10 ani, vrem să ni se dea ori statutul, ori retroactiv grupa de muncă, grupa grea de muncă, condițiile de muncă, nu ni se dau bonurile de masă. La timp, sunt 3 luni restanță, eu nu mănânc retroactiv, eu nu am cu ce să-mi cresc copilul, plus de asta facturile care s-au ridicat. Tinerii nu sunt motivați prin salariile care sunt foarte mici pentru a urma școlii la calea ferată. Da? Personalul e îmbătrânit, e uzat. Noi venim la vizita medicală din 6-6 luni sau din an în an datorită faptului că avem bolile profesionale. Salariile, deci cum v-am spus, dacă n-ar fi sporurile, sâmbetele, duminicile care le lucrăm sunt foarte mici, la limita subsistenței. Decizia celor 1500 de ceferiști din toată țara de a opri lucrul s-a răsfrânt din păcate asupra călătorilor. Mulți își cumpăraseră deja bilete când au aflat că trenul pe care l-așteptau nici nu mai vine și nici nu mai pleacă. Iar cei mai dezamăgiți au fost cei care doreau să ajungă cu trenul la aeroportul Henri Coandă pentru a pleca mai departe în vacanță. Azi 20-12-2021, începând cu ora 10, se suspendă circulația tuturor trenurilor pe o perioadă necunoscută. La urmare a grevei spontane a personalului CFR. Ne cerem scuze pentru disconfortul cu trenul. Vă bateți joc. Și noi muncim, să știți. Vă fi singura care munciți. Biletele ce faci? Să nu mai doriți să plecați la o casă de biletele. Da, dacă vreau să plec mâine. Dumneavoastră trebuia să plecați la 10.30 spre Brașov. Da, da, spre Brașov. Și nu v-au spus de ce întârziere? Nu ne-a zis nimica, linia 1. Linia 1. Știți că a fost grevă la București și probabil că de-aia sunt... Știu, da. Am fost și am făcut puțin scandal la informații și le-am zis de ce nu anunțați dacă e grevă. Venim cu copii. Stăm afară în frig, n-a anunțat nimic. Și avem bilete luate de 2 zile, de 3 zile și ei acum când vin să urci nu pleacă trenul, când trebuie să fie plecat de 10 minute. Așa ceva nu se poate. E urât. Afectați de mersul trenurilor au fost și mai mulți elevi care și-au strigat nemulțumirea pe rețelele de socializare. Ei au spus că în vagoane este frig și că nimeni nu le-a oferit nicio informație despre reluarea circulației pe calea ferată. Acesta este trenul spre București. Nouă ne este frig. Apă mai avem doar o sticlă de 0,5 litri. 0,5 jumătate de litru la 7 persoane. Am ieșit o parte dintre noi afară ca să putem să facem live fără să deranjăm vagonul. Este foarte frig inclusiv în vagon, nu doar afară. Ninge. Nu știm când o să ajungem acasă. Nu știm cum o să ajungem acasă. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat în contextul grevei spontane de la CFR că majorarea salariilor angajaților CFR cu 10% ar avea un impact de peste 1 miliard de lei, dar și-a arătat disponibilitatea pentru dialog și găsirea unor soluții care să-i mulțumească pe ceferiști, fără să destabilizeze bugetul de stat. Grindeanu a mai îndemnat și la respectarea legii, sublinind că această grevă nu a fost anunțată.